Compania Națională Poșta Română a anunțat că în perioada sărbătorilor de iarnă programul de lucru al subunităților poștale va fi următorul. În ziua de 24 decembrie, în mediul urban se va asigura programul de lucru cu publicul între orele 8-15. În mediul rural, toate subunitățile poștale vor funcționa în program normal. În zilele de 25 și 26 decembrie 2015, toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise. În zilele de 31 decembrie 2015 și 1 2 ianuarie 2016, toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise. Ca urmarea programului anunțat, este posibil ca trimiterile poștale prezentate în zilele de 23, 24, 29 și 30 decembrie să înregistreze timpii mai mari de circulație. Presa cotidiană și periodică apărută în zilele de 25 și 26 decembrie, respectiv 1 și 2 ianuarie 2016, va fi distribuită în zilele de 28 decembrie 2015, respectiv 4 ianuarie 2016.